Salutare tuturor, Andrei aici cu un nou videoclip. În acest videoclip vreau să vă prezint tranzacțiile pe care le-am luat săptămâna trecută, tranzacții care au fost trimise și pe grupul privat, bineînțeles. Am avut în total 4 tranzacții. Primul trade a fost pe NZD USD. A fost de fapt un sell care am încercat să intrăm în zona, stați să caut entry 73 73216. A fost undeva prin zona asta, aveam stop loss-ul la 580 în zona aceasta și take profit-ul meu final era 0.72, fiind trafic foarte, foarte liber în stânga, cu primul take profit la 729 în zona aceasta, de fapt, de suport. Bun, prețul a intrat în profit aproape 10 pips, după care a revenit la entry. În momentul în care am văzut acest bullish flag, nu prea folosesc acest pattern, dar arăta mult prea bine pentru că am făcut un high și după aia a urmat o consolidare bearish. Dacă ne uităm și pe un FIB, vedem că am venit în zona aceasta. Ok, moment în care prețul revenise la entry și am trimis mesaj să închidem această tranzacție, după cum bine vedeți. Am ieșit din acest trade și am intrat într-un buy la 73285, după ce am văzut că acest bullish flag a fost rupt în zona aceasta. Nu am așteptat pentru o retestare. Am trimis direct de aici semnalul. Într-adevăr, de la entry fix m-am uitat în trade, a căzut aproape de stop loss 20 de pips. M-am grăbit puțin cu entry-ul, recunosc. Eu am mai luat un entry fix în zona aceasta. După care, după cum bine vedeți, prețul a început să se miște în sus. Am atins primul take profit, care era la 736. Bun, am atins primul take profit. Am avut acest spike de retestare în zona aceasta. Din fericire, nu am pus stop loss la break-even, deci a revenit în profit. Ulterior a ajuns și la ultimul take profit, 74115, pentru un risk reward de 2.9. Analiza a fost destul de simplă. 4 ore am văzut că am făcut un high în zona aceasta. Am făcut un higher high. Am venit să retestăm zona aceasta pe care am spart-o. Și după cum am zis, prima dată am încercat să iau un reversal, dar după am văzut că sunt șanse mai mari să avem o continuare bullish, așa că mi-am schimbat bias-ul și am luat un buy. Ce e de notat în această tranzacție este să nu aveți un singur bias, adică să nu vă uitați la o paritate și să aveți o singură tranzacție în cap de cumpărare, de exemplu, sau de vânzare. Trebuie mereu să puteți să schimbați într-un buy sau un sell în funcție de cum se comportă prețul. Pentru că, într-adevăr, aici arăta semne de rejecție și de bearish continuation, pentru că aveam lower lows, lower highs și așa mai departe, dar privind din nou asupra chartului, am observat că sunt șanse mai mari să continuăm bullish și de aceea am și luat acest trade care a fost absolut superb. 83 de pips câștigați. Următorul trade a fost pe EURUSD. Acesta l-am luat eu, personal doar. Trade-ul a fost la 21470. Stați să văd exact. Ok. Trade-ul a fost undeva prin zona aceasta. 21470. Stop loss a fost 235. Take profit-ul a fost fix 22668, al doilea take profit. Ok, în zona aceasta. Iar primul take profit a fost la 21947. Fix aici. Bun. Analiza la fel, destul de simplu, dacă ne uităm pe chartul daily. Am văzut că am rupt această zonă de suport. Prețul stagna în zona aceasta.
și mă așteptam să avem o continuare în noul range de aici. Pe 4 ore, foarte frumos, break, retest, format suport în zona asta foarte puternic, de aceea am și intrat în buy. Prețul s-a adus în profit aproape de take profit 1, 30-28 de pips, după care am avut acest spike de acumulare de ordere și de stop loss-uri. Ne-a scos afară din păcate, după care prețul a continuat fix 90 de pips, take profit 1 a fost atins foarte ușor și în continuare 90 ceva de pips atinși. Am luat un loss de 1% pe această tranzacție. Analiza a fost corectă, dar din păcate am avut acest stop hunt care ne-a scos afară. Următoarea tranzacție a fost NZD, nu NZD USD, am zis-o, CHF JPY, altă tranzacție foarte, foarte frumoasă. Dacă ne uităm pe chartul daily, putem vedea clar același lucru, acumulare, distribuție. Am avut o acumulare bearish, am revenit la această zonă foarte, foarte bine respectată de suport și mă așteptam ca după această mișcare foarte puternică bearish să avem o distribuție ușoară, să prindem cel puțin 70 de pips, ceea ce s-a și întâmplat. Am așteptat o confirmare. Confirmarea a fost acest candle bullish de 4 ore care confirmă suportul. În doji am intrat pe week în zona aceasta cu un buy limit. N-am avut deloc drawdown, foarte, foarte puțin drawdown, după cum bine vedem. Foarte, foarte puțin, prețul a atins take profit 1 imediat, a revenit în zona de entry, să o retesteze și după aia a continuat până la take profit 2 pentru un risk reward de 1 la 3.77, o tranzacție foarte, foarte frumoasă. Bun, să revenim. Săptămâna aceasta am dat două trade-uri, un buy pe NZD USD. A fost în zona aceasta, la 2420. Stop loss-ul a fost la 097. Primul take profit a fost fix la 2682. Nu, la 1 la 1, mă scuzați. 682. Ok, primul take profit a fost la 682. Aici au fost 26 de pips. Prețul a urcat până în zona aceasta în care eu personal am securizat niște profit. 38 de pips, după care am avut acest stop hunt, bineînțeles, fix pe week ne-a scos și acum se pare că continuă bullish. Nu avem ce să facem nici în situația aceasta, se întâmplă și mai suntem într-un trade pe GBP USD, într-un sell pe timeframe-urile mai mari, acesta este un swing pe care l-am luat, de fapt, pe chartul weekly. După cum vedeți, avem acest channel ascendent. Am avut o rejecție foarte, foarte importantă la nivelul acesta. După cum vedeți cu acest wick și am intrat într-un sell. Mă aștept ca prețul să fi căzut, adică de fapt aproape atins take profit 1. Unii dintre noi am securizat deja profit în zona aceasta. Eu personal încă sunt în trade. Dacă acest candle daily se va închide din nou în acest range, nu va mai fi valabil. Să sperăm totuși că vom avea o continuare bearish, se pare că momentan avem o respingere în zona aceasta. Păcat pentru că mai aveam efectiv 3 pips până să iau profit. Dar, din nou, aceasta este piața Forex, nu este sigură niciodată. De aceea trebuie să ne securizăm mereu profitul. Bun, am mai trimis un trade pe canalul privat tocmai mai devreme. Nu pot să-l arăt deocamdată, o să-l arăt în video următor, dar totul merge bine. Sper că v-a plăcut acest videoclip. O să încep să fac și live stream-urile începând de mâine, miercuri. O să încerc să fac primul live. Să văd când am și eu timp disponibil, pentru că am fost destul de ocupat zilele acestea. Ok, mulțumesc încă o dată pentru vizualizare și ne auzim în următorul videoclip.